Cel ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor, al doilea mergător, înainte al venirii lui Hristos, Ilie slăvitul, care le-a trimis de sus lui Elisei, dar bolile alungă și pe cei leproși curățește. Pentru aceasta și celor ce-l cinstesc predânsul le izvorăște preacucernici părinți, iubiți credincioși, prorocul Ilie, Tezbiteanul, pe care noi îl sărbătorim astăzi, a făcut o înviere din morți. El se afla acolo la o văduvă din Sarepta Sidonului și fiul acestei văduve a murit. Și atunci el s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a înapoiat sufletul acelui trup. Și atunci, acea persoană a înviat. Spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca că erau multe văduve în Sarepta Sidonului, erau multe văduve în Israel, dar la o singură văduvă a stat Ilie în Sarepta Sidonului. Ce am vrut să spună cu aceasta? Că erau multe persoane, erau mulți oameni, dar într-un anume loc a fost trimis Ilie ca să stea. În Sarepta Sidonului, locul acela va fi în viitor, peste vreo 200 de ani, va fi Samaria, acea provincie pe care evreii o disprețuiau. Și atunci și-a vrut să arate că nu conta neamul din care ești, nu conta dacă ești evreu, ci important era credința pe care tu o aveai și viața pe care tu o aveai. O viață morală sau o viață mai puțin morală. De aceea am văzut că prorocul Ilie a fost om ales al lui Dumnezeu, om cu o viață morală și dacă a făcut acest lucru, dacă a avut această viață, el a putut să aibă legătură cu Dumnezeu. Și atunci el a putut să îi pună înainte lui Dumnezeu durerile poporului său, chinurile acestuia și atunci, într-o vreme strictă, într-o vreme grea, el a putut să-i ceară lui Dumnezeu un anumit lucru, iar Dumnezeu a făcut acel lucru. I-a răspuns rugăciunilor lui. De aceea, Sfinții Prorocii în Vechiul Testament, Sfinții în Noul Testament, sunt niște mijlocitori între om și pentru că ei sunt aleși de Dumnezeu, duc o viață curată, au credință și au o legătură cu Dumnezeu. Vom vedea că mai târziu Dumnezeu este și arată lui Ilie. Nu face aceasta cu orice om, ci doar cu anumiți oameni aleși sau bineplăcuți lui Dumnezeu. Și pe de-o parte Ilie îi pune înainte lui Dumnezeu cererile sale sau ale oamenilor și pe altă parte el le arată oamenilor voia lui Dumnezeu. Face acest lucru, această reciprocitate între oameni și Dumnezeu. Sfântul
Apostol Iacov ne spune că Ilie era în slăbiciune, asemenea nouă, cum am auzit și în Apostolul care s-a citit. Dar cu rugăciune s-a rugat spre plouă și nu a plouat 3 ani și 6 luni. O altă minune făcută de către prorocul Ilie. Deci, dacă avem o viață curată, Dumnezeu ne ascultă rugăciunile noastre și suntem mijlocitori între oameni și Dumnezeu. Am văzut că Sfântul Proroc, Ilie Tezvideanul, este foarte cinstit. Era cinstit și în Vechiul Testament. Aflăm că de multe ori este pomenit și în Noul Testament, când Ioan Botezătorul botează, preoții primit oameni la el și îl întreabă: ești tu Hristosul? Ești tu prorocul? Ești tu Ilie? Nu sunt nici Ilie, nici prorocul și nici Hristosul. Atunci de ce botezi? Și atunci el motivează de ce botează. Iar pe Mântuitorul întreabă ucenicii zicând, spun învățătorii, saducheii spun că Ilie va trebui să vină. Iar Hristos le răspunde, vă spun vouă că Ilie a și venit. Cum a venit Ilie? Prin Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul venise și atunci Mântuitorul, Ilie a și venit prin Ioan Botezătorul. Că la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul spune acolo că Duhul lui Ilie va fi cu el, puterea lui Ilie va fi cu el. Mântuitorul când era pe cruce și soldații s-au făcut joc de el, a spus fiecare evanghelist cu varianta sa, să vedem dacă va veni Ilie să-l dea joc pe cruce. Sau să vedem dacă Ilie va veni să-l mântuiască. Deci aveau credința că un om puternic, un om cu hotărie, un om cu o credință, cu o hotărâre, cu o râvnă, acela poate să mântuiască oameni. Putea să scoată și pe Hristos, dacă era un om drept, cum spunea Hristos, putea Ilie să vină să-l scoată, să-l ia de pe cruce sau să-l mântuiască. Deci aveau întâi această credință că Ilie are această putere. De unde această putere? Așa cum am spus Sfântule Apostol Iacob, cu rugăciune, cu rugăciunea pe care el a avut-o, cu hotărârea sa pe care a avut-o. Și aflăm și la Macabei, 1 Macabei, capitolul 2, zice, Ilie, arzând de râvna legii, a fost ridicat la cer. Deci avea o râvnă, o dorință arzătoare de a împlini voia lui Dumnezeu, de a fi după placul lui Dumnezeu. Și de aici această personalitate a Sfântului Proroc Ilie Tezvideanul. Vedem că el luptă împotriva falșilor dumnezei pe care evreii i-au mutat de la vecinii lor și se înfățișează în fața lui Ahab și îi spune că va închide cerurile, cerurile vor fi închise, va lua până când va spune el. Apoi urmează acel episod cu râul Cherit, unde el stă, după ce seacă cu râul, merge la acea văduvă, stă acolo și apoi se înfățișează în fața lui Ahab și se adună cu preoții lui Baal, face acea jertfă, preoții aceia se roagă ca Dumnezeu lor să umistuiască jertfă, Ilie la vremea jertfei de seară, se roagă pe Dumnezeu, pune apa acolo pe jertfelnic, pietre, lemn, carnea și un fulger din cer a mistuit toată jertfa și tot jertfelnicul. Dar minunea nu a avut efectul scontat. Oamenii au crezut atunci, au omorât toți preoții lui Baal,
Filie trebuie să se retragă din fața reginei Izabela și se retrage în deșert. Fiind în deșert, acesta adorme fiind înspirit și un înger îi aduce turtă și dulcior cu apă. Și atunci el consumă acestea și 40 de zile, 40 de zile el străbate deșertul până la muntele la care i-a poruncit Domnul să vină. Acest episod, dragii mei, nu este întâmplător. Modelul acesta al lui este modelul pentru noi toți cei de astăzi. Modelul acela de a străbate pustiul, așa cum și evreii au străbătut pustiul și au fost hrăniți de către Dumnezeu, așa și o străbate acest pustiu este hrănit de către Dumnezeu. Așa și noi, la vremea rânduită de către biserică, străbatem un pustiu de 40 de zile, lepădăm toată grija cea lumească în timpul postului, ne aplicăm mai mult spre cele spirituale, spre cele duhovnicești, primim în vremea aceasta a postului, primim ajutor, hrană spirituală din partea lui Dumnezeu, care este Sfânta Împărtășanie, pe care suntem chemați să o primim. Când vorbim de Sfânta Împărtășanie, bineînțeles, vorbim și despre Sfânta Spovedanie. Ne spovedim prima dată și după aceea ne împărtășim. Dar vorbim despre Sfânta Spovedanie și Împărtășanie, hrana aceasta pe care noi o primim, străbătând acest pustiu al celor 40 de zile, în posturile care sunt rânduite de către Sfânta noastră Biserică. Și în acest timp, străbatem acest pustiu, cum am spus, lăsăm fiecare pocăințele noastre, ceea ce este exterior, ne îndreptăm mai mult spre ceea ce este interior, spre legătura noastră cu Dumnezeu, spre rugăciunea noastră cu Dumnezeu, spre trăirea noastră cu Dumnezeu. De ce acest lucru? Pentru că la sfârșitul celor 40 de zile, Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul merge într-o peșteră și atunci îi se arată Dumnezeu. Îi spune Dumnezeu, vei simți o vijelie, dar nu voi fi eu. Va fi un cutremur și nu voi fi eu. Va fi un foc și nu voi fi eu. După acestea, vei simți o ardiere plină de vânt și atunci voi fi eu. Așa și noi, iubiții mei, străbatem pustiul păcatelor, pentru că a greșit este omenește, dar trebuie să ieșim din aceasta și la sfârșitul zilelor în pustiu să încercăm fiecare dintre noi, după putința fiecăruia dintre noi, după putința minții, după putința inimii noastre, să simțim acea adiere lină, ușoară de vânt, care este Dumnezeu. Pentru că acea adiere lină, ușoară de vânt, nu o poți simți așa, nu o poți simți dacă faci ce vrei, ci o poți simți doar dacă te debarasezi de tot ceea ce este exterior, lumesc, și fiecare dintre noi, după putința noastră, să încercăm să descoperim în lăuntrul nostru această legătură a omului cu Dumnezeu. Am spus și altă dată că prorocii sfinții sunt mijlocitori între oameni și Dumnezeu. Dar există un verset care spune că unul este mijlocitor între om și Dumnezeu și acela este Iisus Hristos. Aici se referă doar la jertfa de pe
Dumnezeu pe care noi încercăm să o refacem, prima dată a fost refăcută de Hristos pe cruce. Și aceea doar El nu putea să o facă, nimeni nu putea să o facă. Să repună starea omului, să facă acea jertfă. Prin jertfa pe care a făcut-o Hristos, a refăcut legătura dintre om și Dumnezeu pe cruce. Prin învierea sa. Și nimeni nu putea să o facă. El este mijlocitorul între om și Dumnezeu. Privind această jertfă. Dar noi avem mijlocitori. Sfânta Scriptură este plină de exemple, de sfinți, de mijlocitori între om și Dumnezeu. Așa cum a fost și Sfântul Proroc Ilie, care a mijlocit pentru acel tânăr, a mijlocit și pentru rege. I-a spus că se abate asupra lui răul și să se întoarcă la Dumnezeu. Și un alt rege a făcut acest lucru, s-a întors și a întors fața la Dumnezeu și atunci nu a mai trăit, a mai trăit încă câțiva ani. Ilie i-a spus că va pieri, întorcându-și el fața, schimbându-și viața. El nu a mai pierit, a mai trăit încă câțiva ani și apoi a trecut din această viață. De aceea, iubiții mei, viața Sfântului Prorocului Ilie Tesfideanul este un model pentru noi, pentru credința, pentru râsma, pentru puterea pe care El a avut-o. La rugăciunea sa, Dumnezeu, primițând acea ploaie puternică, după 3 ani și 6 luni, am văzut această putere, această tărie a lui Ilie. Modelul vieții sale îl avem și noi astăzi și la vremea cuvenită. Suntem chemați să străbatem acel pustiu, iar la capătul pustiului suntem chemați să ne întâlnim cu Dumnezeu, Cel întreime, lăudat în veci. Amin.